Locul lăsat vacant de decesul fostului președinte de la Consiliul Județean Neamț va trebui ocupat în urma unor alegeri anticipate, după cum prevede legea. Secretarul județului a notificat deja prefectura de situația creată, prefectura a anunțat Ministerul Afacerilor Interne și în scurt timp urmează ca guvernul să stabilească data alegerilor, dată care nu poate fi mai târziu de 90 de zile. Evident că forțele politice vor ieși la rampă cu candidații în care au încredere că vor capacita cele mai multe voturi din partea cetățenilor. PSD Neamț merge, așa cum se știa deja, pe mâna președintelui organizației, deputatul Ionel Arsene. Suntem cel mai mare partid, cel mai mare număr de consilieri, suntem într-o alianță, cu siguranță va candida. Știți foarte bine, președintele nostru în funcție și-a manifestat dorința de a candida la șefia Consiliului Județean atunci când vor fi promovate alegeri anticipate în funcția de președinte. Care considerați că sunt prioritățile județului? Sunt multe priorități și sper că a sosit timpul, așa cum spunea colegul nostru din opoziție, domnul Andrei Ignat, trebuie să lăsăm deoparte patimile politice și să vedem până la urmă care sunt prioritățile. Ați participat la foarte multe ședințe, ați văzut ceea ce am discutat, infrastructura județeană, finanțarea activităților de protecție socială și, în ultimul rând, investițiile. Cred că sosește timpul în care să fim un pic mai atent cu modul în care vom cheltui banii județului. În tabăra forțelor de dreapta nu s-a stabilit încă nimic cert. PNL vine după spectaculoasa victorie a lui Klaus Iohannis, dar în Neamț, la turul 2, scorul a fost de 55% la 45% în favoarea PSD. La primul tur, socialdemocrații au avut aproape 50%, iar candidatul PNL cu peste 26% mai puțin. Așa că liberalii sunt în faza de calcule și analize. Veți candida pentru șefia CJ? Partidul Național Liberal nu a discutat acest subiect în forurile de conducere. Deci nimeni din PNL nu va candida pentru această șefie? Am răspuns, Partidul Național Liberal nu a discutat acest subiect în forurile de conducere, în biroul permanent politic teritorial. Asta înseamnă că urmează să discutați? În momentul, sigur că vom discuta și în momentul în care vom avea o decizie, o vom comunica public. La un moment dat își anunțase și primarul de Roma, Laurențiu Leoreanu, intenția de a-și testa lipiciul electoral la cea mai importantă funcție din județ. Obținerea a doar 14% în turul întâi pentru Elena Udrea, pe care a recomandat-o romașcanilor, i-a mai temperat parcă dorința. Nu știu încă, doamnă. Nu știu încă. Nu am luat o decizie în sensul ăsta. Recunosc că au fost anumite discuții, anumite propuneri, dar nu am luat o decizie în acest sens. Eu de altfel sunt la niște cursuri la Brașov acum și ar trebui să fie, să mă sfătuiesc și cu echipa mea, să stau de vorbă și echipa din Roma și echipa din județ, să iau o decizie. Deci nu am luat nicio decizie în acest sens, ca să fiu cinstit și corect. Însă chiar pe 1 decembrie, Leoreanu a dat un mesaj nou și istoric. După cum a consemnat presa nemțeană, edilul de la Roman a anunțat că nu mai vrea la Consiliul Județean, ci ar mai vrea încă un mandat în fruntea primăriei. Acest anunț simplifică oarecum lucrurile. Rămâne de văzut care va fi candidatul pe care îl va scoate PNL la înaintare. Dacă liberalul respectiv va pierde, înseamnă că fie va fi vorba de un politician care trebuie promovat, fie de unul care trebuie îngropat din punct de vedere politic.